CSM Slatina a pierdut meciul din deplasare cu CS Dacia Mioveni, formație pregătită de Victorina Bora, cea care a antrenat echipa slătineană până în această primăvară. Handbalistele pregătite de Adrian Chiruț au controlat prima repriză și au intrat la vestiare cu un avans de 2 goluri, tabela de marcaj indicând 9-11. Pauza nu a fost de bun augur pentru sportivele de la Slatina, care au revenit pe teren extrem de bulversate. În primele 10 minute din a doua repriză au marcat un singur gol, în timp ce adversarele au punctat de 5 ori. Scor final 22-20. Eu am crezut în ele, cred în ele, le-am spus și la pauză lucrul ăsta. Din fericire ne-am luat cele 3 puncte, știam că în momentul în care jocul va fi așa pe muchie de cuțit, extrem de important pentru ambele echipe, una dintre ele va claca. Din fericire pentru noi, nu a fost noi aceea. Per total am avut un joc consistent, e ceea ce am și vrut de la ele. Au avut curaj, am dus foarte rapid mingea, am dat foarte multe goluri rapide, apărarea a funcționat. Să spunem, la 7 metri s-a făcut diferența și plus pe finalul jocului, în zona centrală unde nu e voie, acolo am luat 2 goluri de la pivot. Și acolo s-a făcut diferența de 2 goluri, dar cum au jucat fetele astea și dăruirea pe care au arătat-o, asta mă mulțumește enorm. Victoria handbalistelor de la Dacia Mioveni este una extrem de importantă pentru echipa condusă de Victorina Bora și o menține cu prima șansă de a juca barajul pentru a continua în Liga Florilor. Rezultatul de la Mioveni aproape că spulberă speranțele handbalistelor de la Slatina de a merge la baraj, șansele fiind doar teoretice, având în vedere că în ultimele 3 etape vor întâlni CSM Râmnicu-Vâlcea, CSM București și CSM Craiova. Primul și ultimul meci se vor disputa pe teren propriu.